Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi zici că suntem pe altă planetă, după cum se vede, adică nu se vede absolut nimic în jos, atât de sus ne-am urcat cu elicopterul, am vrut să vedem cam cât de sus te poți urca și aparent putem să ieșim din atmosferă în curând. Un pic. Așa, dar ne vom arunca de aici în cele ce urmează. Hai! Uite-te în jos! Toți. Mihai, ești bine? Da. Cădere liberă. Ce da, mișto e. Da, uite-mă la pisică. Mă, mi-era să te lăbesc. E skydiving, așa. Mi-ar zice că se zbură că mai aproape pe celulă. Mi-ar fi frică, frate, să facă. Uite-te din first person, doamne ferește. Nu, nu vreau, știu cum e. Uite, sunt lângă tine, mă vezi? Așa, da, te văd. Ce mișto. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place GTA Online și mai vreți episoade în fiecare zi. Vă mulțumim foarte mult pentru toată susținerea pe care ne-ați acordat-o în zilele astea, că s-au strâns foarte, foarte multe like-uri și vă mulțumim din suflet. Uitați-vă cum se vede totul! Magic! Holy și uite elicopterul pe lângă noi. Unde? Uitați-vă. A, da, în spatele nostru. Ca de dată cu noi, lol. Bă, da, e ceață sau ce e asta? Da, e ceață. Mamă, ce ceață e. Tu aici, că eu mi-am parcat mașina undeva prin zonă. Uite, văd paraștea lui pisică. Mamă, cum se vede din first person, nu vrei să știi. Și personal. M-am mai aruncat din first person, dar nu-mi place. Eu simt să-ți de-aia niciodată, mai ales că eu am râu de înălțime. Da? Sunt curios dacă a reușit cineva până acum. Păi, mică de stat. Nu, dacă reușit, dacă chiar s-a dat cineva cu parașuta, uite, să ne lăsați în comentarii dacă v-ați dat vreodată cu parașuta. I-am aterizat pe parașuta lui pisica și i-am rupt-o și a deschis parașuta și era să mor. Eu nu m-aș da niciodată. Adică chiar știu că există chestii de genul ăsta, plătești bani și te parașutezi într-un avion. Dar n-am încercat niciodată. Aș vrea să încerc, știi, așa, da. Eu n-aș vrea. De mașina mea. Mie mi-e frică și dacă mor pe un scaun, doamne iartă. Mi-a furat mașina, de mașina mea. Credeam că m-a dat mașină. Așa. Țeap. Ce? Haide. Vrei să conduci tu? Fac să te arunc. Hai, go. Bă, dar e frumoasă, îmi place pe verde, așa, chiar arată bine. Asta am văzut și eu, ăsta Bugatti Chiron. Arată identic. Spatele diferă un pic. Din față cel puțin, da, din față, farurile da. Parcă erau aceleași. Mm-hmm. Spatele diferă și atâta. Bun, pentru episodul de astăzi avem ceva foarte special. Și anume misiunea aia specială, dar înainte să o facem trebuie să mai furăm o mașină. N-avem cum să facem misiunea aia decât dacă mai avem încă o mașină furată în garaj. Așa că hai să mergem până la firmă. Să mai furăm o mașină. Văzut. Ce să vedem? Mi-am schimbat motor. Arată diferit, acum nu mai este de spiritul șumoșului. Acum am făcut-o și eu normal. Ce s-a întâmplat? Voi ați dat peste un NPC? Am dat peste o mașină din greșeală și să se întâmplă. Și m-a aruncat pe mine. Da. Acolo fericită. Ce ghinien are pisica. Da, păi eu mergeam și am intrat într-o mașină și am aruncat mașina în tine. Din greșeală. Am văzut. Pa. Ia ce frumos, iată ce frumos. Bine, da? Merge. A, mă, că e frumos așa. Oricum, mașina asta se controlează foarte bine. Echilibrată. Mai echilibrată decât AD-ul. Bun. Nu cred că are rost să veniți în firmă, pentru că... Da, acum ați mașină și... să vă fac un loading plus și n-are niciun rost. Eu o să dau enter office, o să mă duc singur și o să luăm mașina repede. Da, eu te-am lovit și după 2 secunde ai făcut șurul. Da, am văzut și eu. Fără mașina la max. Nu fura mașina. Prea târziu. Dacă dau acum loc la mașină, știi cum ești? Ia uite o motocicletă și mecheroasă aici. Dacă dai loc la mașină, sare mașina singură în apă. Hai mașină o grămadă, deci vrei să-mi furi pe-a mea. Da, Hamas. Bun, și acum hai să vedem. Deci avem 27 și avem nevoie de 28 pentru misiunea cu Armored Boxville Mission. Ok. Source Vehicle, bam. Nici măcar nu trebuie să le vindem. Doar trebuie să le furăm, să le avem în garaj. Asta e toată chestia. Și după asta avem, după asta, pe ce facem misiunea asta specială, astăzi în episodul ăsta, o să avem în episoadele următoare, după ce strângem suficiente mașini, o să avem misiunea cu mașina cu parașută. Care trebuie să mergem în baza militară, din ce știu eu. Da. Unde ești? Deliverance and Torno, sunt într-un elicopter, deci poți să mergi tu cu mașina dacă e. Îți adu mașina. Poate ai nevoie de ea. This vehicle is in altercation, deci am impresia că e fugărită de poliție, dar nu sunt sigur. Ne trimite pe autostradă, deci am bănuială că da. Posibil.
Problema mai... cu chestia asta e că nu pot să opresc din elicopter, deci trebuie să mă pun în fața ei. Am eu motor, dar... Sunt eu cu mașina. Da, dacă puteți vă ceți pe lângă ea, ar fi ideal. Mamă, ce merge elicopterul ăla, eu sunt frustrat pe autostradă, este pasul cu mine. Și... Elicopterul ăsta e cel mai rapid din ce am impus. Am ratat ieșirea la autostradă? Da, ok. Te vezi de ce e bun un elicopter? Da, scamele sunt aici. Aici. Ai ajuns deja, Max? Am ajuns, dar gen, eu stă și nu trebuie să, nu e urmărită de poliție sau ceva. Statică. Take care of the vehicle during delivery. Oh, e poliția care păzește mașina, mă. E o, de asta, o crimă. Cu mașina respectivă și noi trebuie să o furăm, înțeles. Da. Eu m-am așezat aici pe o clădire și dacă e sniperesc, e un zentor, nu? Voi vă duceți și furați, pentru că eu pot să stau cu arma și să-i sniperesc pe băieți. Păi, știți unde e? Pe partea cealaltă. De unde sunteți voi acum? Trebuie să ocolim toată clădirea, dar... Da. Nu ai nimic, ajunge repede. Pisica cu minica în râs. Păi da. A, te văd. Bun. No, n-am loc. Wow, logică. Da, credeam și eu că... N-avem loc pe lângă gard. Q? E curat deja. Ok. Picioarele. E al doilea zentorno care are aceeași culoare. Îmi place culoarea aia. Cred că o să fac și eu un zentorno așa. Plicul roșu. Da, îmi place. Hai, dați-i drumul. Dai go. Sunt la lestru. Mihai, cred că am puțin lag din partea ta. Da? Repede, eu n-am lag la Mihai, adică nu văd. Nu, e posibil să fie de la mine că fac upload pe YouTube. Posibil. Mihai, rebelul ăsta. Eu văd ok pe Mihai acum. La viteză mare, probabil. Da. Mă uit pe tine să văd, dar nu văd niciun lag momentan. Tu vezi lag mare, pisica? Nu, a fost făcut decât o singură dată. Au fost probleme cu sesiunile zilele astea, dar acum nu mai sunt, cred. Dar ce spune saving failed? Îți dă saving failed? Mie nu mi-a dat. Nici mie nu mi-a dat, încă. De când am intrat pe sesiunea asta, mi-a dat saving failed. Bribe authorities, gata. Am scăpat de poliție. Și noi. Păi da, zic, v-am scăpat. Păi noi am scăpat înainte. A, da? Mhm. Eu încă mă urmărea, dar eu am să asist mai pe acum, din nou am avut lag. Da, viteză mare, nu? Da, uite, acum mi-arată că ai intrat într-un copac. N-am lovit nimica, de fapt. Da, what the fuck? Da, mi-arată că ai intrat... Da, e distractiv, ce să mai... Da. Știi, gen, bă, ai intrat într-un copac. Ba, nu e adevărat. Și într-o dată îl vezi pe șosea normal. Și știi ce? Voi duceți mașina și eu între timp mă duc la firmă ca să fim mai eficienți și selectez deja misiunea. Lasă-mi eu mie să-l duc eu în garaj, că poate îți dă ecran negru, Mihai, și să nu stă mult. Aș comanda... Intră cu top. Bravo. Intră cu... Era una, l-am pis pisica în garaj și cu totul de aici tu. Și ăla era lișina pe jos pe acolo, zică... Gata. Și aici am intrat. Și acum... Și că putem să facem misiunea aia specială. Ok. Că m-a sunat asistenta să-mi zică deja... Că Securo Service foarte fericit cu ce am făcut noi până acum, încât ne oferă o oportunitate foarte specială. Și banii mei unde sunt? Băi, o să vină și bani. Bine, la misiunea asta nu prea îți dă cine știe ce bani, dar sunt foarte interesante și merită făcute. Și faza că nu-ți dă bani, dar economisești în momentul în care o să-ți faci... o să-ți cumperi mașina respectivă, că îți dă reducere, știi? Deci nu-ți dă bani cine știe ce, dar îți dă... Ți-a dat în cap, parte. The Rockstar Game Services are unavailable right now. Please try again later. Da. Hai să mai încercăm o dată. Este un ce nu se lasă? Launch mission, confirm. Hai să vedem, poate de data asta e un fel de ruletă rusească cu serverele de la Rockstar. Da, pe rog. Hai să sune separată. Și eu mă luase mașină, eram pregătit. Bă, să știi că nu s-au rezolvat probleme cu serverele, încă mai sunt probleme. Din păcate. Pentru că ai văzut ce mi-a dat. Când am dat să-ți pornesc misiunea. Oh, ce ai pățit înainte să filmăm? Tot, ok? Da, am avut probleme cu serverele, am avut lag.
chestii oribile, probleme, da. Și nu au fost rezolvate încă, nu știu de ce. A rămas în loading loop, se încărca la infinit loading. Am pățit-o și eu după aia, am schimbat sesiunea și a rămas blocat. Intrasem într-o cursă, eram toți în aceeași cursă, da. Pe mine m-a dat separat și pe ei doi i-a dat separat în altă cursă. Da. Tot fel de probleme de genul ăsta, nu știu, a fost probleme cu serverele și încă sunt din ce văd. Rockstar n-a început bine anul nou cu serverele. Păi nu știu, cred că... Dar de ce ar fi acum probleme și nu de Crăciun, de exemplu? Pentru că de Crăciun toată lumea era liberă, acum nu cred că e așa de ocupat încât să... Nici eu nu văd de ce acum, după anul nou, brusc au avut probleme. Cu aglomerația a fost de sărbători, acum ar trebui să fie puțin mai liber. Se joacă și acum lumea, că e în vacanță, dar... Da, dar... Dar nu e pic. Era pe de Crăciun, de exemplu. De Crăciun n-am avut nicio problemă cu jocul, am mers bridge. Da. Și acum să fie probleme cu serverele, cine știe. Bun, yeah. O să vrească să intrăm în Armor Boxville, vedeți că avem tot așa One Team Live. Tot una singură e. Deci dacă muriți odată, muriți unul din voi, că după aia... Al doilea dacă a murit e nasol. Mă, dacă ajungem în mașina aia, nu cred că murim. Nu știu, e unul care trebuie să stea sus la turetă, deci e clar că... Ăla trebuie să aibă grijă și ăla care conduce trebuie să aibă grijă să nu răstoarne, că dacă nu moare ăla de la turetă, că pică pe mașina. Nu mă bag la volan. Stau undeva. Nu știu cum vreți voi. Eu sunt bun și șofer, sunt bun și la turetă. Eu nu risc. Am făcut max self, lor. Asta e singura mea problemă. Pisică așa că safe. E aici, nu într-o spus, fii atent. Ok, nu e vorba de misiuni, dar astea... Nu vă aruncați, nu vă aruncați, că nu vreau să muriți. Hai că o să conduc eu și Mihai stă la turetă. Lol. Preferiam aici la șampanie, dar fie, mă, merge la turet. E, na. Vă zici că e mașină de apocalipsa de cu zombie. De. Da. Aș vrea... Era amuzant tare dacă era un pat sus acolo la Mihai. Ia uite-l pe Mihai cum se urcă acolo. Hop. Tara. Pokémon. Puteam să dorm în timp ce Mihai trăgea cu... Totul de power station. La centrala electrică. Nu avem foarte mult de mers. Poți să conduci. Să băgăm Mihai cu capul la cutie. De, poți să conduci haotic. Okay. Eu-l văd pe Mihai în spate, îmi zici că e pedepsit. E risc de răsturnare cu mașina asta. Știu, dar aia m-aș băgat. Asta nici n-am vrut să mă bag în, la volan. Bravo. De aici. Bravo, așa, dă-i, nu le asta. Aruncă-l, dă-i dreaptă, dă-i de perete, că încă să mai, sară. Încă mai risc. Ia, fii atent la asta. Surpriză. Ei, prietene. Ui! Săracu, mă. Căzut pe autostradă. Mamă, cum îi ridică, mă, ești de mai. Parcă e mașina cu rampă. Un pic așa, versiunea mai mini. N-are aceeași putere. Similar, cred că aia cu rampă are putere un pic mai mare la ridicare. Are multă viteză. Ce faci, mă, ăsta, săracu? Aaaa. E bine. Lasă copacul. Lasă pietrele. Mamă, te blocat pe pietre. S-ați liniștiți, mă. Șoferul. Doamne șofer. Las, că am blocat tot suficiente mașini pe câte o bucată de piatră sau m-am blocat între doi copaci. Stai liniștit. Aici e, uite. Oh my god, o să fie oribil. Mamă, ce suspensie n-are. Că avem la oameni. Urcă-te la turătă. Păi că nu văd pe nimeni. Oh, transmițător ceva. E bun, ci că trebuie să verificăm toată centrala asta și să vedem semnalul. Semnalul cu ce? Avem inamici față. Mulți, păi da, dar a zis că trebuie să trec prin roadblocks cu astea. Hei băieți, ce faceți voi? Trebuie să fie pintat asta, stai să știu. Așa. Bă, aveți o aplicație cu semnal? Eu n-am. Momentan... Stai că trag, e cam... Nu, n-am nimic. N-am nimic. M-a oprit puțin. Nici urgent. Ah, uite. Ok, acum trebuie să ne gândim cum facem pentru că... Da. Stai, sunt full viață și armură. Mamă, sărac, o picat de ce. Trebuie să rămân pe ăsta de noi. Frate, mașina asta e prea tank. Iși. Iși. Uite unul în față. Ei, băiete, ce faci tu aici?
Așa. Cred că am terminat. Bă, de unde a apărut? Că mai apar. Cred că se spawnează. Pisica poți să te conduci tu? Da. Dar mi-e frică să ies din mașina asta, înțelegi? Asta e faza. Du-te într-un loc mai safe. Că n-am cum să scot, că n-am cum să intru pe aici. Și undeva acolo e semnalul. Trebuie să te dai jos, să mergi câte puțin. Trebuie okay. Să ne dăm jos toți. Pisica, tu condu. E unul chiar lângă punct. Da, da, știu. Trebuie să merg ușor, ușor, din cover în cover. Pe asta e ideea, că de asta v-a pus. Da, da Peter, nu se mai spunează, cred că e făcut intenționat. Uite, uite, uite. Te-l vezi? Eu mor eu pe ăștia de aici. Oh, shit, mamă, ce bine trag ăștia. Trag foarte bine, uite-l aici. Păi stați în ăla, că nu muriți în ăla. Nu murim. Mai e unul acolo fix. Abia mi-a căzut armura de când am intrat în zona asta. Știi ce e aici? E o clădire cu calculatoare, what the fuck? Vezi că s-a spunat lângă tine mulți. Mie să nu vină mulți în timp ce ai tu treaba. Examen de container. Trebuie să mă apurați că trebuie să examinez un container. Fuck. Ce asta, frate? Mi-a luat o cutie și mi-a băgat un chiloț. Lol. Era ceva mare și mi-a băgat un chiloț. Ia-te-te, da, luați-mă. Ajutor! Stai că avem mulți aici, dacă mă opresc noi. S-a spunat foarte mult și eu sunt pus pe mult. Bagă-te cover acolo. Hai că focus-i pe noi, să vină și pus pe mașină. Mi-ai scăpat? Intră, ne pupe! Dă-i tare, pisica, dă-i tare. Imediat. Pisica șoferița. Adio, Mihai. Spune-ți rugăciune. Liber transmitul de safe house. Deci era ceva foarte mare. Adică am să plăcat de plajă. Unde și l-a pus? Eee. Surpriză. E din mașină, ești bun? Ia să mă uite niște snack. Dă-i tare, cum aici. Eu nu mai am viață! Mănâncă. Sorry, snacks. Hai că am mâncat. Fac viața înapoi. Dă-i tare acolo, hai. Hai că pornește mai greu. Știu. Dă-i. Hai, te-am omorât șoferul. Da. Hai că îmi țin și eu mitraliera. Unul în față. Ah, bine. Mamă, cât sunt. Trebuie să treci prin ei, că poți fi nimic, să știi. Am greșit pe unde am luat-o. Lăsă-o pe jos, dar e propriu. Și nu-ți mai fie frică, nu-i ferii, intră în ei direct. Păi mă gândesc să nu să răstorn mașina, să-l zbor pe Mihai. Îi arunci pe ei în sus, asta e și ideea. Întoarce aici. Sărac. Sărac, ăla merge și-l liniștit. Merge. Am vrut să-i spargă roțile, ăla să-și cară pe ora pe acolo. Le-am spart roțile la aia doi. Am scos un sunet foarte ușor. Așa? Ha, vezi să nu le pui lângă noi, că murim. Nu faci. E bine până aici. E bine m-a și... Săracii. Le-e frică și lor, mă, nu vezi? Toate roțile, nu mai au ce să fac, adică... Aaa, avion! Shit. Asta nu-i de bine, Mihai. Departe. Da, o viteză blană. Trage acolo. E Buzzard. Aaa, nu, zic că n-are rachete. Ce rachete? Încă unul, încă unul. Încă nu am vizibilitatele pe departe. Hai că n-am range. De vă să-l văd, n-am range. Uite-i puște, mă. Uite-l, uite. N-am unghi. Nu pot să-i zic suficient de sus. Văd acum. S-a prăbușit? Da, du-te în spană! Trăgeți pe mine! Dacă l-am făcut șoferul... Nu trebuie să-i bubui... Aude, în față! Mamă, dar e intensă misiunea, da? Vin foarte mulți! Pe chat. Eu stau aici, casual, așa, n-am urmă. Mort. Un kilometru 42, încă puțin. Suntem bine acum, ci că nu o să mai vin o dată. Vă de ce a zis că we're in the clear? Ia, uite-l pe NPC-ul ăla, doamne, cum a luat-o. Am vrut să dau în tine. Dar intră, mă, nici. Da, pisica că nu ce... Dar că e o pătă. Nu e mai ocul, ia uite, oculiște. Eee, păi și ce vrei? Toată mașina asta e să intre în ei, ea intră în ăsta, aia. Sărac. Îl veți pe pisica să fie rea? Asta faci? Eee.
ăla-i stâlp. A crezut că e stâlpul ăla de ele pentru o clipă. Da, e amuzant pentru că în GTA poți să dai jos stâlpii de metal. Dacă e ceva de lemn, no, tu e lemn. Opa. Acolo, delivery transmitor. Deci... sunt curios dacă se termină cumva povestea asta din DLC, știi? Dacă are la sfârșit un video ceva. Da, da, da. Ar trebui să bage ceva. Ce-i drept. Mission Pass. Ca astea au fost ca niște mini heist-uri, așa, știi, ceva de genul. Micro heist-uri. Mici că faci un setup. Păi și în 400. Dar ar fi tare să fie unul la sfârșit cu mașinile astea, așa. Da, cu mașinile am văzut în trailer. Trebuie să sari în baza militară, deci o să fie nebunie curată, cred, misiunea aia. Da, cu ce mașină? Dar... cu mașina aia, cu parașută. Aia e ultima misiune noastră. Da. Ne trebuie mașinile noastre să aibă roțile blindate, că mașinile stock nu au. Dar cred că o să ni le dea cu... da, asta vreau să zic, și cred că îți dea joc cu mașinile aranjate. Da, să-ți spargă roțile și pe aia ai pierdut misiunea, practic. Gen surpriză. Mai... da. Dar știi ce ușor cred că o să fie să sărim în bază militară pe unde sărim noi de obicei? Pentru că pur și simplu mergi dar și apeși pe săritură. Nici nu cred că trebuie să ne luăm avânt. Mă duc lângă gard cu 5 la oră, dau spați, deschid parașta exact. Și-am trecut. Că sare destul de mult. O să fie foarte mișto. Faza acum o să trebuiască să stăm să așteptăm în loading-ul ăsta, n-avem ce face, știți bine loading-ul pentru a ne băga într-o sesiune pe toți. Da. Dar să sperăm că nu e foarte mult, că văd că a trecut deja la alt loading. Știți, acum e unul galben. Sunt mai multe tipuri de loading, eu am unul alb. La mine e unul portocaliu. Portocaliu, mă. Galben, portocaliu. Care are păi da. E portocaliu spre galben, așa. Să vreau să mă uit la voi pe video să văd ce fel de loading aveți. Am nostru cu model. De alb, înțelegi? Eu am loading cum... alb. Gata, m-a dat. Uite, ce că fumez, dar eu nu fumez. Bă, așa, caracterele noastre sunt așa de rele. Da. Bun, hai să mergem. Unde suntem aici? Un skate park? What the fuck? Voi știați de skate park-ul ăsta? Nu. Bă, și o găurică aici. Sunt în găurică. Pe aici intri cu motorul. Că vreau să-mi bag și eu banii în bancă. What the fuck? Eu nu știam de zona asta. Unde suntem? Știu unde sunt. E lângă tuning. E prima dată când văd zona asta. Deci un skate park, sunt pod aici. Hai, uite, vină cu aceea, să vezi că mai e. Uite, ce-am dacă făcut? Vii aici, de aici... Deci vii cu mașina racheta aici și te distrezi. Uite, teribil, vezi, că aici mai e o zonă. Și mai ești aici. Mamă, uite cum sunt astea. Mă, băieți, voi vă uitați la chestii. Cu BMX-ul să vii aici, să faci tricks. Cu BMX-ul, dar de unde mi-au BMX-ul? Din garaj. Dacă ai. Păi avea BMX-ul. M-am piedicat. Știu că am. Bă, cred că am. Ia, stai să sună pe care. M-ai călcat în picioare, Mihai. Da? Poți să schimbi BMX-ul la mecanicul? Nu cred. Bă, dar de ce n-am skate-uri în jocul ăsta? Ar fi amuzant. Da, nu ți-a părat, trebuie să iei bicicleta manual, să vii cu ea până aici. E destul de mare skate-parcul ăsta. Și să cruise beat Meriwether. Adevărat, și ce ar trebui să bagi în jocul ăsta? Un vehicul să poți să transport... bicicleta, să o fixez cumva, să mă urc cu ea pe munte, să pot să cobor după munte cu ea. Deci acum dacă voi vă duceți la site-ul ăsta, la unde zice, weapon, la Warstock, o să puteți să vă luați Boxville-ul mai ieftin decât îl luați la slot inițial. De, voi, la eu? L-au redus cu 700 de mii. Un milion, cred, nu? No, de la 2926 la 2200. Dar nu mi-a pare că pot să le iau, cică. Da, nici eu nu pot, pentru că trebuie să fii CEO dacă vrei să le cumperi. Păi, nu zice că complete the armored box fit special. Care mi tocmai pare... l-am făcut. Cred că trebuie să-l fac cu CEO-ul meu. Ce ai citat pentru că adică ar trebui să stai să-ți faci tu toate mașinile astea la rândul tău. Da, cred că asta e. Cred că asta e ideea de farm să te ține în joc, știi. Hai, mi-a venit o mașină aici. Și mie mi-a venit motorul. E că nu am comandat ce mașină asta, dar mi-am luat-o. E mașină de aia blindată de VIP. Că mi-o ai pe asta. Ce mașină mi-a venit? Bă, hai să mergem să vindem niște mașini, că avem foarte multe în garaj, nu știu, mai țineți minte? A, lol, mi-a spunat și mie mașina aici, dacă aș fi știut, nu m-am mai comandat pe asta. Cine vrea pe asta? E mai lentă. E blindată, e grea și blindată. Bă, ce fac? Mergem la firmă? Da. Nu, la garaj. La garaj. Știți unde e garaj, puneți-vă pe artă. Pe altă parte. Nu e departe, nici la o milă nu e. A, na, e aproape. Bă, ce mișto e bordul la mașina asta. Dar nu știu ce sunt toate butoanele alea. Am parcă-s de avion. Un pic așa. Păi, știi, când ești la avion ai switch-uri de alea de trebuie să...
îți activezi flapsurile, îți activezi toate nebuniile. Păi la mașină ce activezi? Și a zborul ăsta? Un maxi pilot în viața reală. Da. 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 El pilotează. Pilotez GTA. E kilot. E kilot. Pilotez. Pilotează. În GTA deci conduci și aproape orice. De pitch. Ce nume? De pitch în ultimul hal. Ca da. De pisica cu motorul. Și cazi, adică la modul ăla amuzant și dai cu capul de nu te zboară. Păi asta și ideea. Copac! Să te amuzi. Bravo. Haideți în garaj, sper să nu dureze o oră loading-ul. Doamne ajută să nu fie un loading de la mare. Enter with nearby associates. Okay. Doamne ajută. M-am băgat. Sper că nici la voi nu o să dureze foarte mult. Da, m-am băgat, gata. Oh, și acum minune. Mașinile astea le avem aici. Acum trebuie să vă gândiți ce mașini vreți să vindem. Doamne, s-au băgat mașinile vizibile. Păi, sultanul... Hai să vedem, niște de-astea mai rapide. Sunt alea mai grele, mă. Asta măslinie. Mă gândesc. Asta e mai greu de condus, mă gândesc că asta e cam greu de condus. Măslinie asta, nu știu cum se numește. Mastercar. Deci avem așa, avem Zentorno, avem FMG, avem Sultan. Astea ar fi cele trei care sunt mai ușor de condus. Și după aia avem Sterling GT-ul. Care e mai greu de condus și Sabre Turbo, care la fel e mai greu de condus. Deci vreți să le ducem pe astea, se întoarnă FMJ și Sultan? Sau vreți de ala la orice. Hai pe astea momentan. Așa, îi dau special deliver și bam. What? One of your resources left the mission. What? Ce mission? Păi mi-a zis că un asociat a ieșit din misiune. Cine a ieșit din misiune? Eu nu m-a scos și pe mine și pe la chestia asta. Mi-a făcut low și m-a scos. M-a încercat. Sper că nu mi-a luat din bani faza asta. Nu cred. Dacă a dat cancel, trebuie să zic. N-avem pe ce să apăs, adică... Nu ți apare să dai cancel. Un asociat a ieșit din sesiune, cred. N-a ieșit nimeni din sesiune. Uite, acum merge. Ok. Sesiunea, cred că e bușită. Dacă... ce nu e bușit pe GTA în ziua de azi? Acum poate-s bușite, nu știu de ce. Ok, nu vreau așa, vreau un metal, uite așa vreau, frumos. Dar îmi place mai mult asta. O să fie un crom, poate? Da, panu. Că nu văd nimic. Roșu îmi place, metallic, dar o să fie un torit red mai puternic. Bun. Performance upgrades, bodywork. Ce vreau să fie, horn vreau, headlights. Deja am xenon și chestii puse, adică astea deja vreau să le las așa. Multe chestii sunt deja puse, cum aș dori. Front. Windows, le facem mai negre și am cam terminat, acum să vedem cu roțile cum stăm. High-end chrome. O să mi le iau pe astea, zic că sunt destul de bune. Tires, tire design, custom tires. Dar nu vreau custom tires, vreau tire smoke. Și o să fie un red. Cea periculos. Neon. Și gata. Mașineta mea e... Ruf. Eu am multe de făcut la asta, știi bine? Păi poți să le faci repede, dacă nici nu prea contează cum le faci. Asta și de aia, că mașina asta nu o să-ți rămână ție, deci poți să le faci la viteză. Am terminat aproape. Îmi place cum arată Zentornul ăsta cu un gri metalic ceva și cu roșu, nu știu, îmi place foarte mult combinația. Gata. Eu l-am făcut un orange-ish, pearlescent cu ceva. Și la mine tot orange. E mișto cu mașinile astea că poți să te antrenezi într-un fel, să stunezi mașinile tale proprii, tunându-le pe astea. Moca. Da. Uite ce mișto arată! Yeah. Zic tu că n-arată mișto ea. Da, băi, ți arată superb. Trebuie să mergem invers. Oh, fuck. Ok, Ghost. Da-ți tare. Dacă se întorc, mă duc. Și eu mă duc. Mă, da, 20 n-avem de furat sau n-am băgat eu de seama? N-am văzut de 20 până acum. Nici eu încă n-am văzut. Opa. Ce? Dar... sunt doi într-o mașină. Ei văd, au virat dreapta, țineți drumul. Vine poliția. Pe tine? Autobuz? Nu, după aia. M-am dus full speed. Autobuzul ăla era să mă rupă. Am văzut. Ai văzut că l-am invitat la limită?
Hai să repede. Sărim peste o mașină. Am văzut. Acum ai probleme cu săriturile astea, te arunc într-un copac din asăl. Da. Mamă, cum ai trecut pe lângă el. Fai de capul meu, am fost atentă la tine. S-a dus așa pe două roți și în laterală. M-am dus pe două roți, am mers pe el cumva. Asta n-am văzut că ai mers pe el. Deci, Zentor nu-i prea genială ca mașină și îmi place mult. Îți pare ușor de condus mașina aia. Ce mașină e asta, de fapt? Lamborghini? Da, Veneno, parcă. Ah, da. La aia seamănă. E destul de scumpă mașina aia în Forza. Da, știu, asta mă gândeam și acum. Nu mi-a permit. Las că te era Ferrari, pe XX ăla. Da, lasă, cât e aia? 5 milioane sau ceva, e scumpă. Afacerea e să câștigi mașină de aia hâie și o vinzi pe Auction House cu mulți bani. Dacă ți-o cumpără cineva, că am încercat să vând pe Auction House pe Forza și nu cumpără nimeni nimic. Eu vând pus și eu 3 mașini la vânzare, mai ieftine așa, nimic special cu ele. Și ai vândut ceva? Încă nu, aștept. Chiar, cred că azi mi expiră de fapt action-ul, trebuie să intru să văd dacă mi s-a întors în inventar sau nu. Bun, asta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade zilnice cu GTA Online, nu uitați să apăsați butonul de like, astfel ne dăm și noi seama dacă vă mai doriți asta în continuare sau dacă nu. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!